Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre parfumuri care au intrat în colecția mea în ultima perioadă și eu știu că vouă vă plac haulurile. Chiar o să fac mai des. Eu v-am mai spus vouă că nu vedeți în clipurile mele atâtea parfumuri câte cumpăr eu. E adevărat că mai și pleacă din ele, cumpăr altele, descoper altele și așa mai departe. Oricum, preferințele se schimbă, căutăm altceva, mă rog, știți voi. Dar am o serie pe canal care se numește Parfumurile Săptămânii, unde găsiți recenzii la parfumurile pe care eu le port, la parfumurile pe care le vedeți în unboxing-uri, la parfumurile pe care le vedeți în haul-uri. În clipurile acestea de tip unboxing și haul, n-o să găsești niciodată păreri foarte bine conturate, pentru că sunt parfumuri pe care nu le-ai purtat, pe care nu le-am purtat, voiam să zic, și nu le cunosc atât de bine, dar culmea este că seria aceasta cu parfumurile săptămânii nu merge chiar atât de bine pe canal. Deci, primesc foarte multe întrebări despre anumite parfumuri, așa că vă invit să vedeți această serie. Și vreau să vă spun că în clipul de săptămâna viitoare o să găsiți update la parfumurile pe care le-ați văzut în unboxing-ul cu Dubai Collection, cu noutățile de pe Dubai Collection, că comanda aceea, să vă spun cum a fost treaba, a plecat de la acest parfum, de la Bain al Asrar, îi uit mereu denumirea. Eu pe acesta l-am comandat și cei de la Dubai Collection mi-au trimis noutățile. Acolo ați văzut și cutia aceea minunată, care era o cutie de PR de la Miss Corner, la Juicy Melange. Aceea nu s-o găsiți pe site. Pe site găsiți parfumul normal, în cutia lui normală. Dar o să vin cu update, pentru că am purtat Rua, am purtat Bain al Asrar, pentru că am primit întrebări despre aceste parfumuri și am mai analizat și restul parfumurilor și mi-am dat seama că unul dintre parfumuri nu îmi place cum se dezvoltă pe mine. Și de asta vă spun că foarte important este să vedeți recenzii, pentru că după cum vedeți, după ce purtăm un parfum, ne dăm seama dacă ni se potrivește sau nu, dacă ne place cu adevărat sau nu. Pentru că în deschidere, de exemplu parfumul acela, miroase foarte bine, dar nu-mi place cum se dezvoltă și o să vorbim despre ele. Așa că nu vă grăbiți să cumpărați blind și așteptați, bine, nu vă grăbiți să cumpărați blind în urma vizualizării acelui clip, pentru că la primul nas toate sunt minunate, oricum sunt foarte frumoase parfumurile, sunt minunate, dar e altceva când le port. Și vin cu păreri în parfumurile săptămânii de săptămâna viitoare. Ce voiam eu să vă mai spun? Am făcut iar un intro lung, iar o să mă certe lumea, iar o să zică că vorbesc mult, dar ce să vedeți, nu sunt robot și nu-mi place să vorbesc așa, adică nu-mi place să fac clipuri de genul ăla top 5 și să vă arăt 5 parfumuri, adică nu-mi place să intru direct în subiect. Până și atunci când scrii o carte, ai nevoie de un intro foarte lung până ajunge la ce vrei să spui de fapt. Și sunt om, chiar dacă nu mă vedeți. Nu sunt robot și îmi place să mai stau și cu voi de vorbă. Și chiar voiam să vă întreb cum sunteți, ce faceți, vă bucurați de vară sau așteptați toamna? Sunt curioasă. Din punct de vedere olfactiv, cu siguranță majoritatea așteptați perioada rece să vă bucurați de gurmande, din punctul ăsta de vedere și eu. Dar, pe de altă parte, îmi pare rău că mai este puțin din vară, oricum am auzit că o să fie o toamnă blândă, au devenit și iernile blânde, așa că nu îmi mai este frică, mie nu-mi place frigul, dar fiecare anotimp are farmecul lui, ca să zic așa, și îmi place și atmosfera cozy de toamnă, îmi plac și ploile în anumite zile, zăpada nu sunt fan. Bine, haideți să trecem la parfumuri, că am început să deviez de la subiect. Voi începe cu un parfum
foarte frumos și delicat. Este vorba despre Acqua di Parma Acqua Nobile Iris. Este un parfum confortabil și delicat, foarte, foarte plăcut și unisex, aș zice eu. Nici nu știu cum este marketat, dar îl văd destul de potrivit pentru toată lumea. Este un parfum floral de damă el, dar nu îl văd așa așa feminin. Mi se pare un parfum care poate fi purtat de toată lumea. E foarte frumos. Este o deschidere citrică. Avem în deschidere lămâie, bergamotă și mandarină. Ba nu, avem lămâie, grapefruit și mandarină. Este un pic așa efervescent, dar totodată se simte și partea asta florală și în mare parte irisul este vedeta în parfumul acesta. Se simte și un pic de neroli, se simte și foarte puțin floarea de portocal, dar este un parfum simplu, minimalist, delicat, plăcut, confortabil. Îl văd potrivit tot anul, clar. Nu este un parfum citric de vară pe care nu poți să-l porți în perioada rece. Mi se pare așa un parfum potrivit de mers la somn, de exemplu, pentru că e foarte relaxant și are o bază moscată vanilată, dar nu este un parfum cu o vanilie dulce. Este un pic dulce, dar da, moscat, se usucă moscat. Foarte plăcut. Mi-a adus aminte de un parfum de la Estée Lauder. O să vă pun pe ecran, pe care l-am testat în magazin și chiar m-a încântat foarte mult parfumul acela. Bine, acela se usucă diferit, dar am simțit irisul ăsta. Foarte plăcut. E pudrățel, așa confortabil, cozy și delicat. Îmi place. E ca o îmbrățișare parfumul acesta. Este proaspăt, foarte potrivit tot anul. Și mai ales vara. Dar da, este delicat. Miroase a parfum scump. Se simte natural, se simte irisul foarte delicat. Nu este un iris din acela murdar, nu este un iris puternic, nu iese în evidență, dar e foarte plăcut. Vă recomand să-l testați. Da, nu e un parfum de cumpărat blind în niciun caz, dar vă recomand să-l testați dacă vă plac parfumurile florale, moscate, curate, confortabile. E drăguț. E drăguț. Ceva timp. Trecem la următoarea nebunie, la un parfum care mi-a ieșit în cale de foarte multe ori pe site-uri. Și mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Nuxe. Am, de exemplu, uleiul. Prodigieux Le Parfum, parcă. Da. Și este foarte puternic și persistent. Îmi plac parfumurile de la Nuxe și îmi plac și uleiurile, îmi plac produsele lor în general. Și aș putea să cumpăr blind orice parfum de la Nuxe pentru că aș ști că nu-l dau greș. Acesta este Nuxe Prodigieux Floral Le Parfum. Este o apă de parfum și când am mirosit prima dată parfumul acesta, m-am dus cu gândul la Last for Sun de la Juliette Hezegan, pentru că are cam același profil olfactiv. Nu miroase la fel, este o aromă florală diferită aici, dar se duc în aceeași direcție. Îmi place foarte mult sticluța asta în degrade, e un ambalaj minimalist, frumos, îmi place. Și parfumul are în deschidere citrice. Avem lămâie, grapefruit, bergamotă de Calabria. În mijloc avem floare de portocal și magnolie și în bază avem mosc. În Last for Sun se simte un buchet floral, dar aici avem magnolie. Da. Se simte foarte bine magnolia, este și o deschidere așa citrică, apoi imediat vine partea asta florală, care îmi place foarte mult. Este și dulce, mă mai duce cu gândul la Viebel, la Viebelul acela cu floare de portocal, pun pe ecran oricum.
pentru că l-am în colecție și v-am mai povesti și despre el. E frumos. E frumos. Este floral, este dulce, este un floral dulce cu o deschidere citrică. Și are o bază moscată, este un parfum potrivit pentru primăvară, vară, pentru o toamnă blândă, dar da, este, trebuie să vă placă parfumurile florale. M-a dus cu gândul imediat la Last for Sun pentru că și acela este super suculent în deschidere, apoi devine foarte floral și este tot așa un buchet de flori. Este și dulceag, cum este și acesta, deci au cam același profil olfactiv, desigur. Aroma florală este diferită. Aici avem mai multă magnolie. Se simte și floarea de portocal, dar... Sau, na, dacă voi căutați un parfum cu magnolie și vă plac parfumurile florale, puteți să vă îndreptați și către acesta. Este un parfum foarte intens. Asta să știți. L-am purtat o singură dată și... Țin minte că a persistat destul de bine, dar cu siguranță mai vorbim despre persistență și despre cum se dezvoltă. Dar da, în mare parte sunt foarte mulțumită de Nuxe Prodigio Floral. Haideți să vă arăt un parfum despre care v-am mai povestit. Versace Cristal Noir, apa de parfum. Am aici o prezentare foarte frumoasă a acestei miniaturi. Ce drăguță e, uitați-vă și voi. Este superbă. Acesta este un parfum pe care regret că l-am dat din colecție. Dar bine, nu neapărat că regret, pentru că pot să mi-l cumpăr oricând. Dar v-am mai povestit eu că mai am profilul acesta în alte parfumuri. Deci nu pot să zic că îi duc chiar atât de mult lipsa. Dar am miniatura asta acum. Vai ce-mi place. V-am spus că l-am avut acum câțiva ani în colecție și l-am dat pentru că nu îi găseam momentul potrivit, perioada potrivită. Nu era atunci pe placul meu. Nu pot să zic că eram atât de încântată de el. Dar acum îmi place foarte, foarte mult. Este un parfum elegant, este un parfum seducător, este un parfum lemnos, foarte, foarte bine făcut. Are un lemn de santal foarte frumos, are și cocos. Îmi place parfumul acesta, mi se pare un parfum potrivit de date, de serile de vară. E frumos, e foarte frumos. Cred că pur și simplu nu era perioada potrivită în a-l purta acum câțiva ani, dar probabil că la un moment dat o să vină în colecția mea. Mai departe vorbim despre un parfum de la Tom Ford, ceva mai, cum să zic eu, ceva mai complicat așa de descris. Are flori albe, coriandru, bujor și bergamot în deschidere. Are în deschidere un iz ușor vintage. Și zic asta pentru că acest coriandru l-am întâlnit la parfumurile ceva mai vechi. În mijloc avem ambretă, trandafir și iasomie, iar în bază avem patchouli, note lemnoase și tămâie. Da, este un patchouli. Este mult patchouli, de fapt, pentru că așa se și numește, dar da, este un parfum proaspăt. Mi se pare potrivit și pentru această perioadă. Este un parfum pe care clar trebuie să-l testezi și să nu îl etichetezi de la primul nas, să-l porți, să-l lași să se dezvolte și apoi să spui părerea. Pentru că în deschidere v-am zis, coriandrul acesta, eu nu prea sunt cu coriandrul și oricum am mai avut parfumuri cu coriandru în deschidere peste care n-am putut să trec, dar nu este cazul aici. Este un parfum proaspăt, se dezvoltă foarte frumos,
Devine așa un parfum lemnos și cald și proaspăt totodată cu patchouli. Aici chiar este un patchouli proaspăt, nu este un patchouli pământiu, nu este greu, doar că, v-am zis, deschiderea aceea este un pic dificilă. Nu este un parfum greu, nici măcar acea deschidere nu este dificilă încât să nu poți să treci peste ea. V-am zis că au fost parfumuri peste care n-am putut să trec de acea deschidere cu coriandru. E frumos parfumul acesta, este matur, mi se pare proaspăt, mi se pare elegant, chiar este un parfum frumos. O să-l port și mai discutăm despre el. Haide să vă arăt o sticlă foarte, foarte drăgălașă. Este vorba despre L'Air du Temps, eau de toilette. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este sticla aceasta. Câți mililitri are? Chiar sunt curioasă, nu știu exact. Trebuie să scrie pe ea. 25 de mililitri are. Uitați-vă cât de frumos este capacul. Este o sticlă splash. Și mai am una pe care nu ați văzut-o în haul, dar o să vă arăt la un moment dat. Sticluțe foarte, foarte frumoase și deosebite din colecția mea. Am o sticlă tot așa foarte rară de L'Air du Temps, dar și asta este foarte frumoasă. Parfumul miroase foarte bine, foarte elegant, este un parfum cald, floral, dulce. Îmi place mult de tot și ador sticluța asta. O să vă arăt și restul sticluțelor deosebite din colecția mea. Trebuie doar să mă organizez și să le caut. Frumusețe. Un alt parfum, tot așa o miniatură. Dacă ar fi toate miniaturile așa, mi-aș cumpăra multe miniaturi și nu aș lua cantități așa mari. Deci, mai am eu în colecție un parfum de genul acesta, are 7,5 ml acesta, dar este foarte frumoasă miniatura. Very Sexy Night este un parfum proaspăt, cu măr. Are măr, prune și note lemnoase. Vreau să-l port și o să vă povestesc despre el, dar este un măr foarte frumos în deschidere. Este o deschidere proaspătă, dulceagă, dar nu mi se pare un parfum, nu mi se pare că denumirea se potrivește cu parfumul. Mi se pare un parfum de perioadă caldă și nu mi se pare, am observat la multe parfumuri de la Victoria's Secret că cumva denumirile nu se potrivesc cu aromele. Cam asta am observat eu, cel puțin în aceasta, în Very Sexy Night, n-are nicio treabă. Denumirea asta nu este un parfum seducător, sexy, este un parfum proaspăt. O să-l port să văd cum se dezvoltă el până la urmă. Deschiderea îmi place, este proaspătă, fructată, mărul acesta este plăcut. Așa, nu știu cum se dezvoltă, dar la prima, cum să zic eu, cât l-am testat eu, de când îl am așa pe blotter, pe mână l-am mai pus, nu pot să zic că e wow, nu, deloc. Sunt curioasă cum se dezvoltă, cum îl simt atunci când îl port, o să vă povestesc și despre el. Haideți să trecem la o raritate, este vorba despre Acqua di Gio, Giorgio Armani, Eau de Toilette. Este un parfum lansat în 95. Creatorul este Edward Fletcher, nu știu exact cum se pronunță, nu mă certați, da. Este o sticlă foarte frumoasă și parfumul acesta este un floral fructat de damă. Avem bujor, vodka, mosc în deschidere, ananas, lămâie, piersică, frunze de bananier și violetă. Cu siguranță îl știți.
multe dintre voi îl cunoașteți, l-ați avut sau l-aveți în colecție. Avem în mijloc lăcrămioare, crin, zambilă, iasomie, frezie, calona, ilang ilang și trandafir. Știți că parfumurile acestea au foarte multe note. Iar în bază avem mosc, cedru, lemn de santal, ambră și styrax. Foarte frumoasă este sticla, o să-mi iau un blotter pentru că nu mai am aici. Ce bine e când ai blotere. Oh, da, ușurează foarte mult. Pentru că întotdeauna mă găseam eu că nu am hârtiuțe pe care să testez și împreună cu voi parfumurile. Ia să vedem. Oh, ce frumoasă este deschiderea. Îmi place foarte mult cum se deschide. Da, este fructat. Are o deschidere foarte faină, foarte faină. Acum se simte zambila, lăcrămioara. Nu știu exact cum se dezvoltă, dar este foarte frumos. Foarte frumos, mă bucur că l-am în colecție. Se simte și piersicuța și ananasul este... Sunt așa niște fructe dulci. Dar imediat apare această lăcrămioară. Sunt niște flori, niște note grele acestea. Lăcrămioară, crin și zambilă. Deci când apare partea florală, nu mai este un parfum atât de ușor, dar este un parfum proaspăt, plăcut. Și o să-l port, să văd cum se dezvoltă, cum se usucă. Îmi place foarte, foarte mult deschiderea acestui parfum și mă bucur tare mult de el. Eu mai am și apa de parfum, tot așa o raritate, ceva mai ambrat, mai sexy, mai pentru perioada ceva mai rece. Mai am două parfumuri despre care vă povestesc așa pe scurt și apoi trecem să le mai dăm un nas la blotărele pe care am dat unele dintre parfumurile de astăzi. Și am un parfum de la Bershka, am înțeles că este discontinuat, se numește Velvet Soare. Este un parfum cu mulți clipici. Da. Am simțit în el ceva din Baccarat Rouge sau mai degrabă din Ariana Grande Cloud, dar parcă cu mai puțin iz de Baccarat Rouge și mai puțin medicinal. Să știți că trebuie amestecat mereu, pentru că eu cred că se rămâne pe țeava asta sclipici și este un sclipici ceva mai mare parcă. Da. E frumos parfumul, să știți. Parcă este o vanilie fluffy, nu de Baccarat Rouge. Are un iz de Ariana Grande Cloud, cu mai puțin iz medicamentos, cu mai puțin iz de Baccarat Rouge. Deci are acolo o bază așa, dar parcă e foarte fluffy așa și parcă predomină mai mult partea asta dulceagă, vanilată, dulce. E foarte frumos parfumul, este destul de aerisit și asta îl ajută să fie potrivit și în perioada caldă. Și îmi place cum miroase. Nu mă omor eu după izul ăsta, voi știți, dar nu mă deranjează. Și chiar este destul de intens. Dacă ajungeți prin Bershka, căutați și zona aceea cu parfumuri și testați-le, pentru că este un parfum foarte drăguț. Foarte drăguț și este foarte potrivit pentru vară, sclipicios, e super girl. Da, asta este tot pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip. Încă o dată vă spun că mai multe păreri, recenzii, de fapt, găsiți în parfumurile săptămânii. Urmăriți și acea serie pentru că este foarte frumoasă și o să vin săptămânal cu acest video. Știți că am luat o pauză de la această serie, dar v-am mai spus că într-un fel trebuie să fac seria aceasta, să vin și cu recenzii, nu doar cu haul-uri și unboxing-uri, în care, după cum vedeți, găsiți primele impresii. Haideți să mai mirosim puțin. O să le recunosc după că nu mi-am notat. Da, avem aici unde este? Nux se usucă,
cu o floare de portocal. Se simte foarte bine floarea de portocal acum, dar tot se simte și magnolia, deci este floral dulce. Mai departe, ce am mai testat? A Very Sexy Night. Nu pot să zic că s-a dezvoltat cine știe ce. Tot se simte mărul verde și este un parfum ușor de vară. Simplu. Nu e wow, ca să știți. Mai departe. Da. White Patchouli. Mi se pare un parfum care mă duce cu gândul la o zi de toamnă ploioasă. E foarte frumos parfumul acesta. Foarte frumos și este și cald, așa. Îmi place. E patchouli, e proaspăt, e frumos, e bun și acum. Și mai avem... Aqua di Gio. Să știți că florile nu se simt atât încât să mă deranjeze în parfumul acesta. Tot se simte partea aia fructată, dulce, plăcută. Deci este foarte frumos. Deci avem o combinație de fructe, dulci, nu foarte dulci, adică este un parfum de vară, din punctul meu de vedere. Primăvară-vară, toamnă, pentru că cred că toamna o să fie tot un fel de vară. Sunt fructele plăcute, plăcute și se simte un pic lăcrămioara, dar cel mai bine simt eu aici zambila. Da, zambila. În alte parfumuri am simțit zambila destul de grea și impunătoare. Aici e potolită bine. Foarte frumos parfumul acesta. Și mai avem aici, cred că... Velvet Soare. Nu, să știți că este izul ăla de Baccarat Rouge, dar nu e deranjant. Seamănă cu Cloud de la Ariana Grande, parfumul acesta. Și să știți că parfumurile de la Bershka nu sunt scumpe, sunt chiar ieftine și e foarte intens. Adică dacă ajungeți în Bershka să vă cumpărați haine, treceți și pe la parfumuri. Eu am văzut la Mihaela, de exemplu, parfumuri de la Bershka, dar de câte ori am intrat în magazin, niciodată nu m-am uitat la parfumuri, pur și simplu. La Zara, când intru, mă duc prima dată la parfumuri. E bine, la Bershka le-am văzut acolo, dar nu prea m-am îndreptat către ele. Și pentru că nu sunt populare. Da, avem surprize plăcute. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, împărtășiți cu prietenii voștri, lăsați-mi emoticoane dacă nu aveți timp să comentați și dacă nu aveți nimic de zis, pentru că înțeleg când vrei să dai un semn, dar ce să zici? Nu ai nimic de zis, nu vrei să zici, nu ai timp? Lasă-mi acolo un emoticon să-mi dau seama că ești aici. Urmăriți și seria Parfumurile Săptămânii, pentru că acolo găsiți recenzii și vă spun asta într-un haul pentru a vă trimite acolo pentru mai multe păreri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!